Astea. Ca să venim în ajutorul elevilor, nu e așa, pentru că toate informațiile astea sunt de la Neața, sunt ultra verificate. Astăzi concursul nostru de cine știe câștigă o lopată de frișcă în față se va desfășura între jumătatea din tandemul Tijă și Bilă, numai Bilă, Cătălină Oprișan, și Ramona, care s-a hăhăit data trecută și, nu e așa, își merită pedeapsa. Să facem regulile. Pentru întrebarea la care știți să răspundeți, nu acționați catapulta. La întrebarea la care nu știți să răspundeți, nu-i așa, o acționa. Dacă știți să răspundeți la o întrebare, celălalt, oponentul vostru, va acționa catapulta. De câte ori îl vei pune pe oponentul tău să acționeze catapulta, frișca se schimbă cu muștar sau la cerere cu ketchup. E simplu? Ați înțeles? Da. E simplu. Asistenta mea, colega mea Dănuța, pregătit pentru... Cine e prima? Ramona, logic. Ramona, că e fată, bine. Începem cu Ramona. Roșu, o întrebare. Au, ce emoție am. Dacă știți răspunsul la întrebare, pasez la Oprișan. Da. Dacă nu, m-am... Dacă nu, ai rezolvat-o, dar cu frișcă. Cine este mai bătrân? Johnny Depp sau Brad Pitt? Brad Pitt. Răspunsul corect este Johnny Depp. Mă minți? Nu. Era logic. Chiar atât. Păi trebuie prezentat. Concurentul trebuie prezentatorul, mă minți? Se vede mai clar că ăsta e mai Johnny Depp și mai sunt mai Brad Pitt. Hai, umplu. Dar ce, dar eu nu zic nimic, că după aia... Dacă a avut mai multe relații eșuate, e mai bătrân. Da. Ce e asta? Păi, așa a calculat. Mai multe relații eșuate? Nu, de am calculat că are părul mai alb, puțin. Da. De trei ori, da? În față. În față, da? Da. Una. Până la capăt. Păi, ce facem? O rotire completă? Doi. Clic. Trei, salvată. Bun. Ce repede au trecut trei, bă, nene. Hai că mai avem, mai avem, mai avem. Mă foarte enervezi. Bun. Întrebare pentru Cătălin. Dacă știi răspunsul, scap și dă tot Ramona. Ești obligat la 4 rotiri în loc de 3. A, de bă, ce e asta, mă, nenic? Bă, ce cultură generală e asta? Ți-a zis că uneori cultura nu te ajută. Incredibil, bă, băiatul. Oriunde e multă carte... Da, e și prostie. Bun. Și prostia e mare. Dar nu mi se pare corect. 4, da? Dar până la capăt, aș vrea să rotiți până la capăt. Ce înseamnă până la capăt? Fiant, eu sunt nefricos. De prima să bagă-mă capul ca lumea acolo. Băi, l-am băgat, dar capul mare, nu-mi cap. Fiant, prima rotire. Una. Da? Da. A doua. Hop. Da. A treia. Hop. Hop. Și așa. Mergem mai departe pentru Ramona. Întrebare pentru Ramona. Vă rog să vă alimentați singur catapulta. Am aici. Galben. Ai primit 8 rotiri. Ce place galben. Ia să vedem. Ce bine îți șade. Folosindu-vă cunoștințele acumulate în timpul masterului și anilor de facultate, dovleacul este o legumă sau un fruct? E o legumă. Așa este, mă mir că te-au trecut anul, pentru că răspunsul corect este fruct. Nu mai aplaudați, nu mai aplaudați, rămân... încerc să creez suspansul. Mână, dar cum să mă faci așa de râs? Rămân la... Vreau să mă lovesc eu, rămân la frișcă? Da, trei. Trei. Pinge, nu te-am făcut de râs până acum. No. Asta nu e vina mea. Ai ceva pe nas, zici că ești curcat. Doi. Nu te șterge. Ai! Doamne, există! Egalitate în momentul ăsta, avem 1-1. Hai, da, mă, da, mie mi s-a dat în afara concursului poruncă. Întrebare ia 8 pentru... rotiri, ia să vezi asta. Cătălin. 8 rotiri. Ești obligat la 4 rotiri. Dar nu le mai pune stopalea de la stras, bagă le. Ia unde ai lante? Băi, nu există așa ceva! Nu! Băi, nu există așa ceva! Doamne, dacă ne vezi, de ce? Da, că Dumnezeu asta face acum. Ai ce are de făcut, că și Dumnezeu lui pare. Hai, dă-i acolo. Să-i dă-i Dumnezeu sănătate, să ne ține și pe noi în viață. Pune, mă. Ești obligat la 4 rotiri, poftim. Unde? Se ne și ketchup. Băi, își dă pe... Hai, bagă nasul. Un cartof din ăla bubuit, nu pot să bușu aici și așa. Haide-i. Vlăduț lucrează mediu propice, pentru că a dat drumul la grătare și... Gata, mă, nu mi-e frică. 4. Fii atent, una. Da. Da. 2. 2, da. 3. Da. Fuck! Oh, ai scăpat! Ce ai dat în aia? Ai situții cu ursul? Foarte bine, Cătălin!
Păi... Am frișcă pe mustață și pe barbă. Următoarea, pentru că prima a fost... Ia, ai 8 rotiri. Hei, ești obligată la 2 rotiri. Da, v-am văzut, dar e ok. 2 în loc de 3, dai 2. 2 în loc de 3 e mai bine. Tot cu frișcă sau cu muștar? Nu, da. Muștar. Frișcă muștar. Cu muștar. Hai că mă pune și eu, frișcă. Bă, tu unde? Tu unde, Răzvan? 2 am. 2. Doamne, una. Pentru toate TikTok-urile de dimineață, dacă ne vezi... S-ar putea să fie prea grea chestia. Nu te-a văzut. Ia, ești obligat la 8 rotiri acum, să vezi. Ia să vedem. Cine e? Cătălin. Sunt visătorășăuric. Cătălin. Ia. Hai, bă. Haide. Ce animal doarme în picioare, elefantul sau liliacul? Pe bune? Liliacul! Greșit. Puneți. Efelantul, mă, de lângolo. Elefantul, Ramona, trebuie să dai. Trebuie să iei. Ceva trebuie să faci. 3, da? 3. Una. Dar dă-i complet, mă. Păi a făcut click. 2. Foarte bine. E prea greu ăsta. Credibil, bă, băiatule. E greu și nu se balansează catapulta asta. Ce face Răz, Doamne, nu. Ultima. Mi-a căzut și fața, mi-a căzut și tot. Nu avem nici întrebări. Cum nu mai avem? Cum nu mai avem? Păi ați răspuns la foarte multe, că ați fost foarte buni. Eu sunt. Eu. Cine, Ramona, tu? Da. Câți centimetri are un kilometru? Un milion sau 100.000? Tare. Un milion! Răspunsul era 100.000, logic că e 10 la putere, nici nu mai știu cât că sunt amețit. 3. Hai, una. 2. Nu există, mă, e stricat! Am dat patru de la mine ca să văd dacă mi merge doamnă, treaba. Domnilor, iată, împreună am învățat în această pandemie și ce înseamnă fair play-ul. Deci nu mai dau, mă. Ești obligat la 4. Sigur că noi nu avem. Luăm pauză, ne vedem în câteva momente. Nu vă jucați asta acasă. Uite, mă, fii atent. Una.